Fotbaliștii Petrolului au întors-o ca la Ploiești în confruntarea de la Mioveni. Conduși după prima repriză, lupii au întors soarta jocului în partea a doua, grație reușitelor lui Robert Moldoveanu și Sergiu Arnăutu. Prima parte a meciului a fost dezastruoasă pentru ploieșteni, care au expediat primul șut pe poartă prin Arnăutu de-abia în finalul primei reprize. Până atunci, jucătorii lui Oprița au fost la conducerea jocului, dar și pe tabelă. Trecuse peste un sfert de oră de joc și defensiva petrolistă era învinsă. Atacantul Simon Măzărache a marcat cu un șut plasat după ce a scăpat de marcajul lui Olaru și a profitat de respingerea lui Saris. Între cele două reprize, trupa lui Mulțescu a trecut de la agonie la extaz. De la vestiare au ieșit alte echipe și cea oaspete a reușit să câștige jocul. După un sfert de oră din repriza a doua, Moldoveanu rămâne cu mingea la picior dintr-o contră în careul gazdelor și îl învinge pe Croitoru cu un șut expediat din interiorul careului. După gol, atacantul și-a ridicat tricoul pentru a dezvălui un mesaj de aniversare pentru mama sa. Peste alte câteva minute, golul victorios vine de la Arnăutu. Servit excelent de Bogdan Rusu, golgheterul Petrolului profită de marcajul larg, ajunge în careu și înscrie pe lângă portarul Mioveniului. După gol, fotbaliștii și suporterii petroliști s-au strâns la gardul tribunei, bucurându-se împreună. Succesul din deplasare menține gruparea ploieșteană cu șanse la locul de baraj. Petrolul va juca pe teren propriu runda următoare cu Daco Jetica București. Jocul se va disputa sâmbătă 27 aprilie de la ora 12. Pentru acest joc, biletele sunt disponibile la vânzare de azi, atât la punctul de vânzare de la stadion, cât și online.